În urma unei analize s-a constatat că factorii de mediu au fost tratați irresponsabil, lucru demonstrat prin numărul și tipul infracțiunilor silvice. Nici efectele distrugătoare nu s-au lăsat așteptate. Exploatările excesive ale pădurilor și valorificarea intensivă a terenurilor în pantă au fost însoțite de efecte distrugătoare de lungă durată. S-au înregistrat calamități și dezastre naturale. Din păcate, se prefigurează o tendință crescătoare a infracțiunilor silvice. În paralel cu activitățile din cadrul Lunii Pădurii, și Inspectoratul de Poliție Județean Suceava desfășoară o campanie de prevenire a tăierii ilegale de arbori din păduri, a furturilor de arbori și a faptelor ilegale privind circulația, depozitarea, prelucrarea și comercializarea materialului lemnos. Campania se va desfășura din luna martie și până în luna iunie, iar scopul acesteia este creșterea gradului de informare a populației cu privire la pericolul pe termen mediu și lung reprezentat de infracționalitatea silvică. Județul Suceava este fruntaș pe țară la suprafața împădurită, fondul forestier ocupând 49,4% din suprafața județului, adică 422,455 de hectare, ceea ce reprezintă aproximativ 7% din întregul potențial silvic al României.